Salutare oameni buni, Mike aici, de la tine CCG. Venim cu ultimul episod din boxul numărul 2, Scourge War Watergate. Până acum am găsit două Landers Grift și un Blazing Hippogriff. Data trecută n-am avut noroc, o singură epică. Și vom termina această cutie minunată. Vedem ce avem aici. O pachete pe care le vom desface imediat. Nice. Poate de data asta avem noroc. Cine știe. Mic, de parte, token, frumos, o, niște rare, scuze, am ridicat prea sus cu mâna, punem aici, nu m-am uitat vreodată pe pachetul ăsta ce scrie aici. A, uite că scrie. Crafting 1-1. Deci asta am așa. Un loot 1-11. Deci loot ar trebui să fie cam 2 pe cutie. S-a deschis cu boxul ăsta. Este foarte cald aici. Dacă priviți astea mai târziu de august, să știți că este august. Și este oribil de cald. Poate vă întrebați dacă există profit în a desface astea. Pot să vă zic că în momentul de față nu mai este profit. Fiindcă puteam să vând în jur de 4 euro un pachet. Și deja am deschis aproape 50 de pachete. Ceea ce ne duce în 200 de euro. Practic suntem even cu asta. Numai că pe acel hipogrif îl vindem destul de greu. Posibil să îl pot pune pe eBay. Destul de risky. Comisioane și alte blablauri. Că rămân cu banii luați și cu cartea trimisă în cel mai plăcut scenariu. Și avem din nou un Landus Gift. Deci asta este cel de-al doilea loot din acest pachet. S-ar putea să nu mai găsim altceva în afară de asta. Deci Landus Gift, Landus Gift, avem 3 în acest moment. Un token, un blue și alte verzi. Minunat. Bateria asta să moară. Trebuie să ne mișcăm mai repede puțin. Cu o grămadă de mizerie aici. Continuăm. Shit. Pa, token. Verde, albastră. Și
din nou verzi și din nou albe. Și loot s-ar putea să nu mai apară în cutia asta. N-are nimic. Nu, cele 15 butoane miraculoase, jucătorii de WoW, cred că știu ce înseamnă. Să ai cât mai multe butoane la dispoziție. Ok. Continuăm. Hai să vedem. Și ultimul pachet din cea de-a doua cutie. Ce credeți că aici găsim ceva? Poate o mână plină de loot? Nu prea cred. Avem o epică. Cam două trebuiau să apară pe cutie. Ripped. Și cam asta a fost. Practic, puteam să vând cutia asta cu... Fac repede un calcul. Hai să nu zic 100 de euro, dar undeva la 80 de euro. M-am ales cu două Landos Gift, care o să fie undeva la 40 de euro și foarte greu de vândut. Asta e. În viață câștigi, pierzi, mai gustor te numești. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like, să dați un share și să ne vedem data viitoare. Ciao!